Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, ascendentul și luna în vărsător. Să vedem așadar despre ce este vorba pentru voi dedicat, atât din punct de vedere astrologic, cât și din punctul de vedere al cărților de tarot. Mercur pe 4 a intrat în balanță și merită menționat pentru că se va regăsi în casa voastră a noua, unde va avea loc pe 14 și eclipsa de soare sau luna nouă din balanță. Mercur este planeta gândirii, a intelectului și a comunicării. În casa, care vorbește despre studii înalte, despre credința mea, despre spiritualitate, despre filosofie și despre oameni care nu sunt de aceeași naționalitate cu mine sau străinătate. Iar balanța este semnul relațiilor 1-1. Cu persoana mea de interes, cu omul alături de care sunt într-o relație de lungă durată, cu ai mei clienți, cu ai mei parteneri de afaceri sau cu prietenul meu cel mai bun. Mercur în balanță poate fi o energie confuză, dar doar pentru că are tendința de a căuta și de a analiza toate punctele de vedere implicate în poveste. Într-o casă a călătorilor pe distanțe lungi, vă duce pe voi cu gândul departe de această dată. Poate acum planificați călătorii sau planificați următoarea etapă din viața voastră în ceea ce ține de studiile voastre, vreți să vă apucați de studiat, vreți să vă obțineți o calificare. Pentru alții dintre voi vă preocupă niște chestiuni legale care, da, într-adevăr, în această lună pot să fie scoase la lumină pentru a fi rezolvate în următoarea perioadă, să spunem 6-12 luni de acum înainte, să obțineți un rezultat concret. Pentru alții dintre voi, începeți discuțiile, comunicarea cu oameni de peste graniță, din străinătate, sau vă faceți voi planuri inclusiv de relocare. Venus, planeta iubirii și a banilor, a stimei de sine, pe 8 și-a început tranzitul prin Fecioară, în casa voastră a 8-a. Fecioara este un arhetip organizat, metodic, curat, foarte pragmatic și foarte realist, iar casa 8-a vorbește despre sexualitate, putere, psihologie, banii celorlalți, banii obținuți prin contractele cu ceilalți, pensia alimentară, taxe și impozite, asigurări de tot felul, siguranța mea în intimitatea mea. Venus este o energie magnetică, după ce a fost în retrogradare aproape toată vara în semnul leului, acum va aduce claritate și pragmatism. Atrage banii celorlalți. În cazul în care vă gândiți la o afacere nouă, evident că aceasta poate fi planificată până la cel mai mic detaliu, astfel încât să obțineți un bun profit. Pentru alții dintre voi, obțineți niște bani în urma unui partaj, pentru că aceasta este casa morții și a renașterii de asemenea. Pentru alții dintre voi, acum vă simțiți în siguranță la nivel financiar, prin serviciul pe care îl aveți contractual deja semnat. La nivel de intimitate, de sexualitate, aici totul va fi mai clar, vă veți simți mai în siguranță, lucrurile se vor întâmpla într-o formă poate mai tradițională, mai atipică pentru unii dintre voi, dar s-ar putea să fie exact ceea ce aveți nevoie, pentru că aveți nevoie de rutină, aveți nevoie de pragmatism, aveți nevoie de sănătate și de minte limpede în această lună. Pentru alții dintre voi vă poate aduce pensia alimentară în cazul în care sunteți separați sau meritul cuvenit după o lungă perioadă de lucru. Să obțineți un bonus neașteptat sau să încasați niște bani din asigurări în sfârșit. Pe 10 octombrie, Pluto își reia mersul direct în Capricorn, planeta transformării, a morții și a renașterii, a puterii. Își reia mersul direct în semnul Capricornului. Capricornul este un semn exigent, este un semn matur, este arhetipul patern. Este cel care urmează procedurile, care nu se abată de la reguli, care are o tendință ușor tradițională. Posibil ca, pe durata retrogradării, Pluto să vă fi făcut să reevaluați planurile de viitor, să vedeți unde sunt șubrede, unde nu este o bază solidă, unde poate ați fost naivi sau unde nu erau sustenabile cu adevărat. Pluto îți ia și îți ia fără să se uite înapoi, tocmai pentru a-ți da ceea ce este potrivit. Ce ne este nouă bun nu este și ceea ce ne place de foarte multe ori. Mai departe, planeta acțiunii Marte intră în semnul Scorpionului, în casa voastră a 10. Semnul profund al Scorpionului, care vorbește despre moarte și renaștere, despre pasiune și profunzime. Îl are aici pe Marte, guvernatorul său tradițional.
O energie de foc, o energie iute care vrea acțiune. Marte în Scorpion este o energie ușor obsesivă care nu se oprește până ce nu obține rezultatul dorit. Unde? În casa carierei, a desăvârșirii sufletului, a chemării sufletului vostru, a menirii voastre aici pe pământ. Profesia mea, faima mea, renumele meu în societate. Aici vor apărea niște schimbări. Este o energie care mișcă lucrurile. În cazul în care, să spunem, ați avut provocări în această zonă, la nivel de profesie. Acum veți vedea rezultate concrete. Încep să se miște lucrurile pentru voi în direcția potrivită vouă, desigur. Pentru alții dintre voi aici poate aduce o idilă la serviciu. Pentru că Marte în Scorpion este o energie misterioasă, magnetică și foarte pasională, foarte sexuală. Pentru alții dintre voi vine cu o infuzie de energie și vă face să doriți altceva. Poate fi o reconversie profesională pentru unii dintre voi sau doriți să faceți niște lucruri care să conteze cu adevărat, să treceți de la un nivel mai superficial al profesiei la unul mai profund, să faceți niște studii aprofundate pentru că îl aveți și pe Mercur în balanță, care într-adevăr vă poate scoate la suprafață această nevoie de a explora, de a filosofa. Mai departe, pe 14 octombrie, avem parte de luna nouă din balanță și eclipsa de soare deopotrivă din casa voastră a noua. Cine sunt eu și ce caut aici? Eclipsele vin cu un sens al predestinării. Această eclipsă va avea o energie foarte puternică, o veți simți ca pe o răscruce de drumuri și cu siguranță va mișca lucrurile în viața voastră. Din momentul în care se produce, viața noastră nu mai este la fel, pentru că la fiecare eclipsă se produc schimbări majore pentru noi, fie că le conștientizăm, fie că nu. O energie asemănătoare puteți regăsi în anii 1998-1999, 2006-2007, 2015-2016. Puteți compara evenimente de acum cu evenimentele de atunci. Ceva de mare anvergură începe aici pentru voi. Pentru unii dintre voi, inițiativă, intenții noi, căci asta spune luna nouă, în legătură cu relațiile mele. Contracte noi. Unora dintre voi vă vin idei să fiți antreprenori. Altora dintre voi să vă extindeți peste graniță, poate achiziționați un imobil. Pentru alții dintre voi să încheiați niște lucruri care au legătură cu legea, fie să vă înființați o entitate juridică, fie să reluați din urmă niște teme legale care au rămas suspendate în spațiu și în timp pentru a le duce la finalitate. În această casă, studentul devine profesor. Vă maturizați într-o anumită privință, ceva se schimbă în viața voastră la nivel de relații. Poate voi vă mutați acum cu partenerul vostru care nu locuiește în aceeași țară cu voi sau care nu este de aceeași naționalitate cu voi. Sau puteți întâlni pe cineva care să aibă aceste caracteristici sau care să fie pasionat, să fie interesat de istorie, de misticism, de antichitate. Pe 22, Mercur intră în Scorpion, pe 23, Soarele intră în Scorpion, în casa voastră a 10-a. Revenim la profesie, revenim la carieră. Ceva ce nu v-a mulțumit anterior se finalizează. Mercur acum vă duce în substrat, vă permite accesul după cortină. Unii dintre voi puteți accesa niște informații secrete sau poate lucrați în acest domeniu. Altora dintre voi vă vin idei cum să vă schimbați cariera sau cum să faceți să fiți promovați, să vă găsiți sensul vieții sau să conștientizați că deja trăiți sensul vieții voastre, dar că până acum ați tratat poate lucrurile superficial. Pentru alții dintre voi poate însemna schimbarea numelui, poate însemna o căsătorie, poate însemna să începeți să vorbiți cu cineva cu care intrați într-o relație, după cum spuneam, prin conjunctura profesiei voastre. Și nu în ultimul rând, pe 28 octombrie avem parte de luna plină din Taur sau eclipsa parțială de lună de această dată din casa voastră a patra. Casa a patra aparține părinților, trecutului, neamului, spațiului locativ. Este casa familiei, este o casă de unde începe totul, casa copilăriei. O lună plină vine cu finalitate, cu încheiere de cicluri sau cu posibilitatea de a corecta acțiunile semnul Taurului,
care este semnul banilor, al iubirii, al stimei de sine și al confortului. Pentru unii dintre voi această eclipsă va aduce o finalitate. Ceva în casa voastră se schimbă. În primul rând, puteți să vă mutați de acasă unii dintre voi. Să vindeți casa în care locuiți pentru a achiziționa o altă casă sau pentru a vă muta în străinătate, pentru a vă reloca definitiv. Alții dintre voi puteți reveni acasă în cazul în care nu vă aflați pe meleagurile natale definitiv sau cel puțin ăsta să vă fie gândul în acest moment. Vă cheamă ceva acasă. Iar pentru voi în această lună va fi foarte important ce înseamnă acasă cu adevărat. Va aduce iertare, împăcare cu neamul, accesarea unor informații din copilărie care să vă scoate din zona de confort, la nivel de stimă de sine, să identificați poate un tipar al familiei voastre care are o frică de bani sau care poate a avut provocări la nivel financiar și în această lună, începând cu această lună, să începeți să lucrați la aceste aspecte importante din viața voastră pentru a le integra, pentru a le depăși. Pentru alții dintre voi poate însemna că vă mutați cu partenerul vostru sau că vă mutați de la partenerul vostru înapoi acasă. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată și să vedem acum ce ne spun și cărțile pentru Vărsător octombrie. Avem intuiția și casa a cincea. Casa a cincea pentru voi se regăsește în semnul gemenilor. Și avem aici soarele și luna, un echilibru complet, floarea de lotus. Energia lunii va fi foarte importantă pentru voi aici. Pentru unii dintre voi începe un nou ciclu la nivel de relație de iubire, o comunicare mai bună. Va fi atinsă și casa copiilor voștri, unde veți vedea că ai voștri copii sunt mai veseli, sunt bine, se vindecă. Pentru alții dintre voi veți vedea, veți remarca cum ai voștri copii, prin simplitatea lor, sunt de fapt niște suflete foarte înțelepte. Pentru alții dintre voi începeți să vorbiți cu cineva care vă cucerește în primă fază la nivel mental, cu care să vă faceți niște planuri de călătorie acum sau care poate să nu fie în același loc cu voi. Alții dintre voi s-ar putea să descoperiți că aveți o rană la nivel de subconștient, o rană din copilăria voastră, care poate fi de umilință sau de respingere, pentru că vorbim despre elementul aer. Mai departe avem înțeleptul. Și înțelepciunea, numărul 28, planetele Jupiter și Pluto. Numărul 28 este numărul abundenței, al averii. Averea voastră stă în neamul vostru, în rădăcina voastră. Unde voi în casa a patra veți avea parte de eclipsa parțială de lună, care vine cu o încărcătură emoțională deosebită, s-ar putea să resimțiți aceste lucruri, s-ar putea să resimțiți și tensiunea planetei Marte din Scorpion, care vă împinge foarte agresiv pe unii dintre voi să obțineți ceva anume, să faceți ceva anume. Aici avem planeta Jupiter, care este în perioada de retrogradare în casa a patra. Ceva legat de părinții mei trebuie vindecat, trebuie transformat. Sau ceva ce are legătură cu părinții mei, cu trecutul meu, se transformă, se vindecă. Poate vine cineva și vă cucerește, vă dă lumea peste cap, evident, într-o notă pozitivă. Avem încrederea și casa a opta, din nou această temă a ADN-ului și ceasul care se învârte. Avem luna și planeta Neptun. Neptun este în retrogradare, Neptun înseamnă visare, dar și conștientizarea planului înalt de conștiință la care noi putem ajunge. Pentru alții dintre voi, casa a opta, unde se regăsește acum planeta Venus în Fecioară, care vorbește despre a avea încredere în mine că pot accesa banii celorlalți prin metode evident cinstite și legale,
că mă pot simți în siguranță în relația mea la nivel sexual, că pot avea încredere acum în puterea mea, în propria mea putere, pentru un viitor mai bun. Unde mi-am dat puterea și cui, pentru că acum mi-o pot lua înapoi. Ceva din subconștientul meu nu îmi permite să văd realitatea. Poate am folosit metode de escapism până acum sau poate ați avut de-a face cu un partener evitant care posibil să fie avut și ceva dependențe aici. Pentru unii dintre voi alcool sau pentru alții dintre voi pur și simplu să pară poate ușor dezinteresat sau să pară imatur. În această lună pentru voi toate tranzitele vor aduce structură, veți fi foarte lucizi și pragmatici în luarea celor mai bune decizii pentru voi. Mergem mai departe. Ce mesaje mai avem? Semnele fixe din astrologie. Taurul, leul, scorpionul și vărsătorul. Stabilitate, perseverență, loialitate și independență. Taurul unde se produce eclipsa parțială de lună din casa a patra, casa voastră. Puteți face ceva sau apar schimbări în legătură cu casa voastră, schimb de domiciliu sau cineva din casa voastră se mută sau în casa voastră acum vă simțiți foarte bine, vă apucați de amenajat casa, vă simțiți bine la voi acasă, lucrați de acasă pentru unii dintre voi, leul care pentru voi se regăsește în casa a șaptea, ceva la nivel de parteneriat, de relație, de iubire, după perioada de retrogradare din vară, când poate lucrurile au fost cu mici provocări. Scorpionul în casa a 10-a. Mă hotărăsc să-mi schimb titlul. Poate unii dintre voi ajungeți la divorț. Poate alții dintre voi vă căsătoriți acum sau în următorul an, să spunem. Acum se activează potențialul să intrați într-o relație stabilă care pe voi vă va redefini la nivel viață personală. Și avem lucrul, casa a șasea, casa a opta, iată, casa a treia, sunt implicate aici, Fecioara, Venus în Fecioară. Îmi sunt răsplătite meritele după o lungă perioadă în care am lucrat și doar am lucrat. Pentru unii dintre voi, casa a opta acolo poate aduce pensionare, să știți, retragerea din câmpul muncii după o viață în care ați depus efort și ați lucrat cu plăcere în domeniul în care ați activat. Pentru alții dintre voi puteți finaliza ceva, dar va fi o chestiune legată de liberul vostru arbitru. Începeți să faceți niște drumuri sau niște studii, să comunicați cu cineva și să vă simțiți în sfârșit în siguranță. Poate fi iubirea vieții voastre? Da, pentru că această casa a opta transformă pe deplin până în străfundul sufletului nostru pentru a ne ajuta să evoluăm, pentru a putea atinge desăvârșirea sufletului. Cariera și profesia, iată, sunt de mare interes pentru voi aici. Să vedem, vărsător, octombrie, la nivel de relații, la nivel profesional sau material și la nivel de plan emoțional. Împăratul, spânzuratul și cavalerul de spade. În relațiile voastre, acolo unde se va produce eclipsa de soare din casa a noua, se schimbă ceva la nivel de credință și de încredere, pentru că aveam aici și încrederea, dar și înțelepciunea. Pentru cei singuri, dacă ați fost singuri o perioadă de timp, acum această lună aduce noutate, suflu nou în relație. Va aduce pe cineva care este îndrăzneț, impulsiv. S-ar putea ușor imatur, dar foarte hotărât, mai ales cu energia lui Marte în Scorpion, să vă cucerească, să stea de vorbă cu voi. Și este îndrăzneț și nu se clintește din loc. Ușor arogant, poate ușor încăpățânat, dar care știe ce vrea. Este un om care a depășit niște lecții karmice, care a văzut multe și care nu se teme de nimic. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, relații deja stabile, aici unii dintre voi s-ar putea să fie avut o perioadă
de provocări la nivel de comunicare, să pur și simplu nu vă fi înțeles cu partenerul vostru. Partenerul vostru să fi părut în ultima perioadă afectat la nivel psihologic de schimbările care s-au produs în viața sa sau de niște lucruri despre care știe numai el sau numai ea. Și voi să fi dus greul relației, voi să fi fost persoana lucidă din poveste și în sfârșit acum să se schimbe, să vedeți o schimbare majoră, să se producă aici o schimbare majoră în viața voastră de cuplu. Puteți călători împreună dacă până acum, să spunem că partenerul vostru a fost într-o oarecare formă imobilizat sau izolat în mintea sa. Iar pentru cei care sunteți în separare, această perioadă de separare se poate debloca. Unul dintre voi poate face un pas înainte, cel care are energia împăratului. Puteți fi voi dacă ați depășit lecțiile karmice și dacă ați înțeles pe deplin motivul separării. Pentru că spânzuratul înseamnă sacrificiu, dar înseamnă și îmi schimb punctul de vedere, văd lucrurile printr-o altă perspectivă. Ce spune spânzuratul? Ce noutăți aduce? Spânzuratul a adus un împărat întors, deci în sfârșit v-ați pus pe picioarele voastre. Pentru cei care sunteți singuri, cineva se hotărăște. Poate vouă vă place de cineva sau poate cineva vă place, dar până acum era indecis. Începând cu această lună, veți vedea acțiune și veți putea începe să comunicați cu cineva. Cineva este în preajma voastră sau se va prezenta, cineva vă va prezenta o persoană cu care să intrați într-o relație. Pentru cei care sunteți în relații deja, aici a fost o chestiune de care pe care domină. Și în această lună puteți ajunge la un armistițiu. Cum? Păi prin a avea încredere unul în celălalt, pentru că aici este o chestiune de încredere, nu mă simt în siguranță. De ce? Pentru unii dintre voi, prin prisma banilor, banii partenerului poate nu erau de ajuns sau poate partenerul meu a avut provocări la locul de muncă. Și toate aceste lucruri se transformă acum pentru a avea o linie de destin împreună, ne facem planuri de viitor împreună, în sfârșit ajungem amândoi la aceeași concluzie. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici persoana la care vă gândiți voi încă nu este gata. Este pe punctul de a se alinia vibrațional cu voi, este cu un pas în urma voastră. Aici avem lumea, exact cum spuneam, cu un pas în urma voastră. Cei singuri încheiați această perioadă de așteptare sau de izolare sau de sacrificiu, de singurătate și puteți cunoaște pe cineva. Lumea aduce desăvârșirea sufletului, aduce o încheiere organică. Renunțăm la ceva pentru că eclipsa de soare înseamnă și să renunți la ceva anume pentru a face loc noului, pentru a primi noul în viața mea. Deci cunoașteți pe cineva nou. Pentru cei care sunteți în relații stabile, am menționat în intro la partea tranzitelor din astrologie. Unii dintre voi puteți ajunge la divorț, iar alții dintre voi la stabilitate. Alții dintre voi chiar și la căsătorie. Se încheie această perioadă în care, deși erați împreună, erați ca și separați. Sau în care interesele voastre au fost diferite și v-ați simțit deconectați, reciproc unul de la celălalt. Iar pentru cei care sunteți separați, această persoană se pregătește. Există potențialul să revină în viața voastră, dar nu este încă gata. Iar pentru alții dintre voi, lumea aici poate spune, este timpul să-ți iei rămas bun odată și pentru totdeauna de la această persoană, pentru că în fața ta se află altcineva. Trebuie să te detașezi și să ai încredere în proces, în divinitate, cu înțelepciune că poți atinge starea de bine, că poți atinge abundența.
Alții dintre voi, la nivel de afaceri, să știți că încheiați niște contracte care acum vă aduc abundență, prosperitate, avere. Iar pentru cei care sunteți angajați, vă poate aduce un serviciu stabil, creștere financiară. Iar împăratul aduce înaltul preot, casa cincea. Casa a cincea pe care voi o aveți în gemeni, iar aici este invocată energia taurului. Eclipsa parțială de lună din casa a patra va aduce stabilitate în casă. Pentru unii dintre voi vă căsătoriți, vă mutați cu partenerul de viață. Alții dintre voi veți renunța definitiv la niște lucruri care nu vă mai servesc, chiar și la relația în care sunteți. Iar pentru alții dintre voi aduce această lună activarea potențialului de căsătorie. Ce înseamnă lumea aici? Moartea, transformarea, Pluto în casa 11, un viitor mai bun. Se vor întâmpla niște lucruri, mai ales în 14, când vom avea parte de eclipsa de soare. Și amintiți-vă anii pe care i-am menționat, de mare impact în viața voastră, este un sens al predestinării prin care toți ajungem acolo unde ne este potrivit pentru a parcurge etape importante din viața noastră. Unii dintre voi încheiați un capitol important la nivel de relații, fie treceți la alt nivel, fie cunoașteți oameni noi în relațiile voastre. Iar pentru cei care sunteți în relații stabile, se schimbă clar ceva. Și voi și partenerul vostru trebuie să renunțați la ego, la așteptări și la a încerca să dețineți controlul unul asupra celuilalt. Iar în altul preot aduce regina de cupe, iubire. Iubire nouă pentru cei singuri, iubire în relații pentru cei care sunteți căsătoriți și iubire pentru cei care sunteți separați. Pentru toți cei care aveți încă o linie de destin împreună, mai aveți încă un contract spiritual, aveți o treabă în această viață, aveți un plan evolutiv plin de iubire și de armonie împreună. Cea mai bună carte în relații care indică mesajul este Himera. Imaginația ta îți întunecă judecata. Avem aici planeta Neptun care spune încredere la nivel de casa 8-a. Poate v-a fost frică să începeți ceva pe cont propriu la nivel financiar sau poate ați avut provocări în relațiile voastre prin prisma banilor partenerilor voștri sau poate nu v-ați simțit din punct de vedere sexual sau în intimitatea voastră în siguranță. Toate acestea acum se pot finaliza pentru că voi creați viața în care sunteți. Voi sunteți observatorul și prin voi se proiectează energetic realitatea, viața, viitorul pe care îl doriți. Aveți parte de închideri puternice karmice aici, în această lună. La nivel de plan material, avem 3 de spade, 9 de spade și turnul. Veți încheia prin acea eclipsă de soare niște chestiuni care v-au făcut să suferiți foarte mult timp la nivel legal. Ceva la nivel legal care v-a adus suferință acum se încheie. Dacă nu aveți provocări la nivel legal, atunci la nivel de impediment de deplasare. Altora dintre voi vă aduce liniștea. Ați avut parte de foarte mult stres, lucrați foarte mult și vă odihniți prea puțin. Iar pentru alții dintre voi, conștientizarea că aveți o karmă legată de bani sau un program în subconștient care nu vă permite să atingeți abundența. Știți vorba aceea, ban la ban trage, da? Sărăcia se învață, abundența, bogăția se învață încă din fragedă pruncie. 3 de spade aduce eremitul. Fecioara din casa 8-a. Aveți încredere că banii vin către voi. Este chestiune de stimă de sine aici. Am încredere în mine să fac asta pentru că eu nu cred că merit. O relație disfuncțională cu banii. Aveți acolo luna în subconștient. În subconștient. Alții dintre voi lucrați foarte mult, sunteți epuizați și aveți insomnii. Le vom lua dacă tot au căzut.
a bătut mesajul puternic la ușă. Iar pentru alții dintre voi, turnul v-a ținut prinși în confuzie. O foarte lungă perioadă de timp nu ați știut ce se întâmplă la nivel material, nu ați știut ce vreți sau nu ați avut acces la banii voștri, la resursele voastre, la conturile voastre bancare. Însă veți începe să lucrați în această direcție, să vă curățați numele, renumele, să aveți parte de recunoaștere, să aveți acces la bani. Se mișcă lucrurile în favoarea voastră aici, veți fi hotărâți, veți vedea mai mult ca oricând că meritați și că puteți avea parte de confort material și de siguranță la nivel material. Iar la nivel de plan emoțional avem doi de monede, cavalerul de cupe și faetonul. Aceste două eclipse pentru voi, să știți că sunt un catalist al schimbării. Ceva de mare impact se schimbă pentru voi aici și vă va aduce liniște, atât în suflet cât și în minte, în următoarea perioadă. Veți avea o decizie de luat, o decizie despre sau care are legătură cu ce iubesc eu, ce îmi place mie să fac, lângă cine mă simt bine, cine vreau să-mi fie alături și către asta să vă îndreptați. Este important să vă aliniați mintea cu sufletul, să vedeți ce emoții aveți în suflet, pentru că acelea vă pot întuneca judecata. Ceea ce simt nu este aliniat cu ceea ce gândesc, subconștientul și conștientul. Pentru alții dintre voi, această provocare financiară pe care ați avut-o aici se îndepărtează de voi. Încheiați niște treburi, niște lucruri care v-au tras în jos. Poate nu reușeați să strângeți bani, poate nu vă rămâneau bani la salariu. Puteți activa abundența, nu pică din cer. Este nevoie de acțiune, vă vin idei noi, de la un stadiu mai superficial la ceva profund. Aveți acces la cufărul cu bani, la tezaur, la comoară. Căutați-l. Pentru alții dintre voi, iubirea vieții voastre reintră în contact cu voi sau se rezolvă lucrurile în familia voastră. Sau cunoașteți pe cineva care vă curtează. Veți vedea schimbări la nivel de relații, la nivel de parteneriate în această lună, care pot fi cumva de la serviciu sau prin intermediul serviciului vostru, să fie ceva aici care are legătură cu profesia voastră. La nivel medical, unii dintre voi s-ar putea să vă fi simțit amețiți sau să aveți amorțeli la membrele inferioare. Sau pur și simplu, medical, așa ca stare de bine, să fi fost voi până acum cumva izolați, să nu fi avut capacitatea de a vă deplasa, fie la propriu, fie la figurat. Starea voastră de spirit a fost aici afectată, dar lucrurile intră pe un făgaș mai bun. Ce analizați voi aici? Pentru că veți avea alegeri de făcut. Regele de bâte. Trebuie doar să aveți încredere în voi și să faceți alegerea pe care o simțiți voi cu sufletul mai aproape de voi. Influența scorpionului va aduce un nivel de inteligență emoțională, dar și intuiție la superlativ. În această lună este important să vă bazați pe intuiția voastră, pe vocea interioară. Cavalerul de cupe aduce 3 de monede. Planuri, colaborare, primesc ajutor, mă bucur. Pentru alții dintre voi aici, relația cu neamul, cu mediul de pe lângă casă, poate cu un copil sau poate cu vecinii, cu a voastră comunitate din care faceți parte. Pentru alții dintre voi, începeți să construiți o casă sau vă mutați de acasă, dar într-o nouă locație, într-un alt loc căruia să-i spuneți casă. Și faetonul. 8 de bâte, mișcare, vă mutați în străinătate, veniți acasă din străinătate sau aveți niște planuri de achiziție de imobil, să intrați în domeniul imobiliarelor, vă faceți niște calcule care acum vor fi cu plus, veți avea acces la bani. Talismanele.
s-a grăbit să iasă din bol fix 8 de bâte, vești. Tot ce a fost blocat se deblochează și veți vedea voi cu ochii voștri aceste lucruri în următoarea perioadă. Post scriptum, te iubesc. O comunicare cu cineva neașteptat sau cu cineva de la care nu așteptați vești. Credeți că nu mai este nimic de discutat. Poate să reapară în viața voastră. Pentru alții dintre voi, vă regăsiți în familia voastră iubirea și armonia. Aveți un as aici, asul din mânecă. Este un as de bâte, este pasiune, este voință, este un element de surpriză, iată. Vă vine o idee. Vă vine o idee. Și avem numărul 12 și 7. Spânzuratul care mi-a blocat casa relațiilor. Ceva ce nu a funcționat, acum se deblochează în relațiile mele. Comunicare, documente pe care le semnați, vă documentați într-o privință. Pentru alții dintre voi vă vin idei să vă schimbați aspectul fizic sau să vă luați o certificare, o calificare. Alții dintre voi aveți aici ceva legat de niște analize. Poate trebuie să vă faceți un control medical. Sunteți pe punctul de a vă debloca abundența, dar veți avea niște hotărâri importante aici de analizat și de luat, pentru că voi veți fi cei care activați aceste lucruri. Trebuie să vă documentați bine înainte, pentru că aveți parte de succes. Acesta este potențialul. Turnul Eiffel. Puteți călători sau vă puteți întoarce acasă. Pentru alții dintre voi poate aveți legături cu Franța. O călătorie, o croazieră sau în sudul Franței. Poate aveți legătură cu sudul Franței. Sau cu un sud al țării. Cu apă, cu elemente de apă, cu persoane din semne de apă. Vă stabilizați la nivel de sănătate. Din nou văd aici o energie de copil care poate în această lună se simte mai bine, face progrese. Vindecare. Vindecați ceva, vă vindecați cu laude, cu fanfară, cu bucurie de ceva. Încheiați niște, vedeți, contracte karmice aici. Aici l-avem pe Marte în Scorpion. Alții dintre voi aveți o reușită în carieră. Foarte bună, foarte bună. Soarele în Scorpion. Avem și Big Ben-ul. Războiul de 100 de ani. Încheiați un ciclu karmic, să știți, dar foarte puternic. Este transgenerațional, nu doar al vostru. Activitate fizică este necesară aici pentru a vă menține sănătatea. Pentru că pot exista cu taurul în casa patra tendințe de îngrășare. Alții dintre voi veți fi curtați. Pentru alții dintre voi, cineva aici vă spune, te iubesc și îmi cer scuze. Aici este analiză, dar o analiză, analizez, mă răzgândesc, sunt confuz. După ce Mercur iese din balanță și intră în Scorpion, veți avea mintea mai limpede și veți ști ce aveți de făcut. Voi aveți marcaj puternic pe călătorii și pe relocare și pe drumuri, pe delegații, pe călătorii în afara țării. Sau un drum la medic vă ajută să vă vindecați. Din nou, ideea de a-mi împacheta. A-mi împacheta, a nu mai fi pe drumuri. Aici avem un elixir al iubirii. În relațiile voastre se schimbă ceva. Închideți un ciclu karmic foarte puternic. Da, cenușăreasa. Da, da, da. Se curăță zona relațiilor voastre, vă găsiți prințul sau prințesa. Bună, îmi vine să plâng. Poate unii dintre voi plângeți de emoție sau poate unii dintre voi vă descărcați în sfârșit sufletul.
un sens al predestinării care are legătură cu viața voastră aici în planul terestru. Vă găsiți direcția, schimbați direcția, vă schimbați țara. Este o lună foarte importantă care deschide noi drumuri pentru voi. Veți face niște măsurători sau numărul 25 este important pentru voi și avem inițialele W, E și Q. Unora dintre voi va aduce finalitatea în relații sau noi o luăm de la început, noi am terminat-o sau noi o luăm de la început. Altora dintre voi aici va aduce intuiție. Avem un miau de pisicuță. Alții dintre voi sunteți primiți, îmbrățișați într-un loc unde vi se spune nu mai veneai odată, bine ai venit. Și mai am niște inițiale. Inițiala R, să știți că am căzuse pe jos. Avem de două ori R, M, de două ori J, S, Y, L, O, T și J. Tot. Totul sau nimic. Aceasta este o lună în care aveți totul sau nimic. Alții dintre voi vă cumpărați ceva. Vă cumpărați o proprietate sau vindeți o proprietate. Alții dintre voi veți avea noroc, puteți juca la loterie. Vă schimbați locul sau sunteți invitați la o petrecere, la un botez, la o aniversare. Cei care v-ați simțit pierduți, acum veți renaște. Vă regăsiți bucuria de a trăi, bucuria de a fi. Cineva vine și vă spune că s-a pierdut, este pierdut. Sau atenție la interacțiunea cu cineva care s-a pierdut sau să nu pierdeți ceva. Aici este bucurie. Bucurie. J, j, j. Hi, hi, hi. Bucurie multă. Ești cel mai, cel mai sau cea mai. Veți fi văzuți, veți fi apreciați, mai ales pentru că și va fi fix în puterea voastră să vă recâștigați stima de sine pentru că voi credeți că nu meritați ceva anume. Alții dintre voi recuperați ceva ce v-a fost pierdut sau furat sau unde ați fost păgubiți, unde ați fost înșelați. Am tot văzut ideea de a nu putea merge, de a fi imobilizat. Poate cineva nu se poate deplasa. În această lună puteți încerca, puteți să vă deplasați, puteți să parcurgeți o distanță fără grijă, veți găsi calea, remediul și alternativa cum să o faceți. Atenție la dantură, la cum mușcați. Niște acte oficiale pe care le puteți primi acum. Sau mai există aici scenariul ca unii dintre voi să dorească divorțul de partener, dar să aveți un termen de câteva zile sau de o lună în care să vă răzgândiți și, da, într-adevăr, să vă răzgândiți. Povestea. Povestea voastră. Scrie o poveste. Acum se scrie o poveste. Sau se rescrie o poveste. Iar alții dintre voi să știți că primiți scuze, exact cum am spus, cu acel trandafir. Să fiți atenți la story-uri pe Instagram, pe Facebook, pentru că puteți vedea acolo ceva care vă atrage atenția. Joi și Jupiter. Săgetătorul, poate aveți legătură cu cineva sau casa aceea a noua care aparține de drept săgetătorului. Va fi activată prin eclipsa de soare care spune un pas înainte, te maturizezi, ești stăpân pe viața ta începând cu această perioadă. Eu vă mulțumesc tare mult tuturor, vă doresc să aveți o lună sublimă, să fiți sănătoși, să fiți iubiți și să aveți parte de tot ceea ce este mai bun. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!